vise la tine acasă, da? Și venim din partea cuiva drag. Cineva care pe tine te iubește din toată inima, din toată inima. Da? Cine crezi că ar putea fi? Cine ne-a trimis pe noi astăzi la tine să-ți facă ziua mai frumoasă? La cine te gândești? Mami și tati. Mami și tati și ei te iubesc foarte mult, dar nu dumnealor ne-au trimis astăzi la tine. Altcineva care te iubește? Veniza? Și verișorii tăi? Da. Ei au vrut să-ți facă ziua mai frumoasă, cu toate că nu pot fi alături de tine. Ne-au trimis pe noi aici cu Michi. Am auzit că ești un copilaș foarte, foarte cuminte și de aceea l-a trimis pe Michi pe bicicletă la tine. Asta este tot pentru tine, să știi? Da? Da? Îți place? Poți să vii să-l ajuți pe Michi să iei? Cu ce? Cu bicicleta. E a ta? Da? Da, e a ta! Îți place? Da. Ne bucurăm tare mult. Noi avem și o șampanie să o bei împreună cu prietenii tăi. Avem și balonașe să te bucuri împreună cu prietenii tăi de ele. Da. Mai avem un tortuleț. Ne ajutați dumneavoastră? Și un coșuleț cu dulci. Da. Ne ajută doamna sau tot dumneavoastră? Pentru tine acum mai avem și o melodie. Și din partea dumnealor o să avem să îți transmitem și un mesaj. Hai să auzim melodia. E o melodie de la mulți ani specială pentru tine. Dumnealor, am și un mesaj care vine cu atât de multă dragoste pentru tine și spune așa: dragul nostru nepoțel, cu ocazia zilei tale de naștere, îți urăm din toată inima multă sănătate, dragoste și binecuvântări. Chiar dacă nu suntem prezenți fizic, suntem prezenți spiritual cu inima și sufletul. Nu uita că tu și lumii, verișorii Mary și Gian Vito, îți vor fi întotdeauna alături. Te iubim infinit, multe împliniri și realizări să ai în viața ta. Te îmbrățișăm cu mare dragoste, lumii, Tomaso, Mary și Gian Vito, Domnul să te binecuvânteze, să-ți călăuzească pașii. Te iubim, sperăm din tot sufletul că ai rămas fericit și mulțumit de această surpriză. Vrei și tu să le spui câteva cuvinte? Da.